pachetul de la Fitesia cu orhideele de grădină, orhideele rezistente iarna. Nu s-au întors și chiar dacă s-ar fi întors acum, în perioada asta, nu sunt, sunt bine ambalate. Uite ce bine ambalate sunt. Sunt lipite. Nu se vor... Foarte bine ambalate. Foarte bine ambalate și chiar un pic răsărite. Cu etichete, cu tot. Dragile de ele. Catleele. Calate, calate. Nu știu ce e aici. Mi-au dat cadou îngrășământ special de orhidee pentru că am făcut cumpărături mai multe de la ele. Ia uite-le, un pachet de astea, n-au ce poți. Acum, dar la vară, când vor fi răsărite, nu mai e așa, la vară vor trebui toate ambalate în chestiile astea mari. Uite, deja au răstare și se vor deteriora, poate. Nu știu, să vedem. Eu vreau acum să le cumpăr și asta toamnă, când erau tot așa. Lipite cu scoci. Astea care au munguri. Mur de dragul lor. Aici am una pe care am scos-o, am ținut-o în beci și am scos-o, Spirantes. Am scos-o afară și cred că e bună, cred că rezistă la gelurile de noapte. Noaptea aici este frig, sunt minus grade, 4-5, asta e grădina mea iarna. De aici, astea le-am avut în afară, îmbrăcate un pic. Și acum le-am pus protecție ca să reziste, să nu le ardă prea tare soarele, să se deshidrateze până mai răsar ele. Aici sunt papucei. Astea sunt papucii. Papucii, cipripedium.